Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă arăt un gadget la un preț bun, foarte isteț, care nu e nou, dar face toți banii. Chiar și la vreo 2 ani de la lansare, acesta este Sony Smart Band și este o cea mai banală brățară pentru Android pe care eu o cunosc. Și nu doar, dar hai să o desfacem și să vedem ce am căpătat într-un ambalaj rotund, negrumat. Sony Smart Band, atât îți spune. Numărul de model este SWR10. Și odată ce ai făcut, descoperi că înăuntru ai și surprize. Un cablu USB, micro USB, pentru încărcare, scurt, pe care sunt sigur că o să-l folosești, că o să îndrăgostești de el și pentru telefonul tău cu Android, că este scurt, poate fi luat oriunde. Și o să zici, oh, am primit două brățări, e bine, nu, acestea sunt două brățări, primești una pe mărime larg și pe o mărime mai mică ca să se potrivească la mânuța ta. Aici avem așadar brățarea pentru mâna largă și dacă vrei să o folosești pe cea mică vei lua acest năsturel pe care îl vei muta aici pentru cealaltă brățare. Acesta este o brățară din silicon în care eminența, ce nu și inteligența, este într-o chestie, chestie mică albă. Dar o să vorbim despre andată. Dar stai puțin, ce chestie chestia asta de aici? Păi chestia asta de aici este un stick de 16 giga on the go, care are în capătul ăsta conector micro USB și în partea asta USB. Așadar, este ca un fel de cablu foarte scurt, dar că mai are și memorie, 16 GB de memorie. Dar dacă tot are USB micro USB, să facem un experiment. Eu îmi că cei de la Sony l-au băgat pur și simplu bonus în pachet. Că eu nu știam că e direct în ofertă, dar dacă tot l-am găsit, să fie privit. E, da. Și l-am băgat și se și încarcă. Până se încarcă în bateria mea externă, vezi ce mai e pe aici prin ambalaj. Cât de tare! Nu mai e nimic. Restul e gol. Uite cât ambalaj. Deci de aici în, jo de aici în jos nu mai e nimic. Dar trebuie să arate mare ca să-ți ia ochii. A, nu, le am mai rămas cutii de la QX10 și QX30, că nu prea s-au vândut. Și cred că le-au reciclat. Cred că dacă dau să am balarul ăsta cu negru, s-ar ca pe deasupra să fie inscripții cu QX10. Asta rămâne între noi. Nu o să stric ambalajul pentru chestia asta. Vă spuneam că aici, în interior, în chestia asta mică și albă, este toată inteligența brățării. Este practic modulul acesta foarte deștept, care are NFC, Bluetooth, accelerometru și toate nebunile. Asta este lucru care ne interesează cel mai mult. Pe lateral am, aici am trei leduri care îmi vor arăta ce se întâmplă, o să vedem în dată, și un buton prin care apăs pentru a, a, a porni în Am apăsat-o o, 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 dată și aflu că este mod în perechiere, adică dacă pește spre exterior și în interior. În timpul utilizării o voi băga aici în interior, unde a intrat foarte ușor și apoi o pun la mână și vei descoperi că dintr-o dată ai o brățară de 37 de grame rezistentă la apă, simplă, banală, care poate fi asortată la aproape orice. Nu are niciun fel de afișaj, dar memorează pe parcursul zilei toate activitățile tale, pași, minute de activitate și îți trimite notificări. Îți vibrează, adică atunci când te îndepărtezi de telefon sau telefonul se îndepărtează de tine, dacă ai primit un apel, un SMS, lucruri de genul ăsta, lucruri pe care le vom seta în dată. Și îți permite chiar să dai drumul la muzică, îi dai așa și dai drumul la muzică. Dar bine să vedem cum facem lucrul ăsta. Pentru a -o utiliza, așadar va trebui să o împerechem cu telefon. Cum o să facem lucrul ăsta? O scoatem de aici, din nou foarte ușor. Deși este foarte ușor de acolo, câtă vreme o poți la mână, n-ai cum să o rătăcești. Merge cu orice Android care are NFC. Dar eu o să o folosesc cu un Sony, și am să apropii chestia asta de cititorul de NFC. Ah, sus. E, și în momentul ăsta sunt atenționat că trebuie să descarc două lucruri. Odată aplicația LifeLog este deja instalată pe device-ul meu și aplicația SmartVend. Ia să mai ridic un pic luminozitatea. Cam așa. Hai să descărcăm aplicația Smart Band. Așadar, aplicația Smart Band face conexiunea cu brățara, cu această inteligență, cu acest modul deștept, iar partea de LifeLog va, va aduna mie toate notificările, toate datele din timpul zilei. Bun. L-am instalat pe toate și ce se întâmplă? Ia să vedem. Unde e? Mai apropie o dată. Bun. Ei, în momentul în care am apropiat, ca să văd toate informațiile de pe Smartband, va trebui să mă conectez la aplicația LiveLog. Și eu o să-mi fac un cont și apoi o să mă conectez cu Google. Voi fi întrebat la început căutatea, o să fiu sincer. Înălțimea. Data nașterii. Pentru cadouri, evident. Și se creează contul. E, și în momentul ăsta, aplicația Life Login va face tot felul de statistici. Pe parcursul zilei, din telefon va trage informații de cât timp am stat pe Facebook, pe m-am uitat la filme, la poze, am vorbit la telefon, am stat pe net, am stat pe loc, m-am mișcat. Dar cele mai clare și mai precise informații uh, vor fi adunate din brațarea cele legătură cu mișcarea. Pentru că acolo are un accelerometru care va monitoriza mai bine activitatea decât un telefon care stă pe masă. Și pe parcursul zilei, o să pot să mă mișc pe linia asta temporală. Și aici, de dedesubt, o să mi se adune caloriile arse. Pașii făcuți, orele în care am mers, orele în care am alergat, orele în care am dormit, câte fotografii am făcut, vă spuneam, adună toate informațiile și din telefon, dar își dă și previziunea meteo, asta de pe internet, evident. În momentul în care folosești intens aplicația vei căpăta tot felul de statistici. Bun, am deschis din bara de notificări aplicația Smart SmartBand și acum pot să văd cam ce opțiuni mai am. Este aproape descărcată și văd autonomia, îmi promite încă vreo 10 ore. Uh, văd aplicațiile conectate prin care văd informațiile adăugate, dar mine mă interesează partea de setări. Și aici sunt niște lucruri deștepte. Brățara asta, dacă nu-ți pasă capul cu ea și nu îți să o încarci, nu o să trească să-i faci mare lucru. Poți să-i setezi automat un mod nocturn, adică să nu trimite notificări, să monitorizezi automat când vei dormi. Și dacă tu știi că de obicei te culci cam pe la 11 jumate, te scoli la 7, o pui așa, apoi alegi ce notificări să-ți trimită, dacă le activezi poți să alegi ce aplicație trimit vibrație în brățară, nu o să las niciuna pentru că nu vreau neapărat notificări, dar mi se pare spectaculoasă trezirea inteligentă. Așadar, doar pentru banii a puțin care dai pe ea, face toți banii că te va trezi cu o vibrație dimineața, nu o să sune alarma în toată casa. Te va atenționa discret și apeși discret pe butonul ăsta din lateral de pe brățară ca să oprești vibrația de la mână, te trezești discret, pleci din pat, la muncă. Și nu doar că te trezește la o anumită oră, în funcție de ciclul tău de somn, dacă începste începi să te miști prin pat, înseamnă că dormi un pic mai așa mai și aproape treaz, știe că te poate trezi la ora care ai pus tu, plus minus 10 minute. Mai degrabă cu minus ca să nu întârzi la serviciu, de asemenea poți să-i faci un program de genul ăsta și pentru weekend. Și ea va ține minte. Poți să o alarmă, atunci când alarma telefonului de asemenea sună, așadar va suna în tandem și cu alarma de pe telefon, și asta foarte important, alerta de depărtare din raza accesorilor, adică va vibra atunci când telefonul sau tableta se îndepărtează. La apeluri sosite și alte aplicații. Pot să mai instalezi, spre exemplu, comenzi rapide pentru playerul de muzică. Dacă este modul nocturn, nu merge. Să ieșim noi din modul nocturn. Bun. Și acum, la un cioc-cioc pe brățară, o să alegi ce vrei să facă. O să schidă înregistrarea de, de sunet, ori să dea drumul la muzică, ori fără nimic. O să lăsăm cu player media. Efectuat. Bun, i-am dat un bobărnac în cap și acum ar să împărnească muzica. Player media. Și am pornit muzica printr-un cioc-cioc. Bun, ce mă mai interesează? Cum folosesc butonul? În funcție de unde mă aflu, face mai multe lucruri. Da? Ați văzut că am un tap, adică îi dau pe bărnac, dar ce mai tare mă interesează dacă vreau să trag un pui de somn și vreau să-mi calculeze neapărat de somn. Pentru a trece în mod nocturn, adică în mod de somn, o să țin apăsat mai lung și va clipi, iar pe telefon mi apare o notificare mod nocturn s-a făcut dimineață, a o dată, mai lung, și a trecut în mod de zi. Voi primi notificări și știe că m-am ridicat din pat. Atât de simplu. A de două ori și am făcut un bookmark. Și în live log vor apărea niște bookmarkuri. Ei, aceste bookmark-uri sunt un fel de notițe pe care ți le pui. Dacă se place ceva important pe parcursul zilei, dai de două ori, ai trimis notița către device-ul tău, intri în live log și poți să vezi unde erai pe hartă și cam ce s-a întâmplat în perioada respectivă. Dacă setezi o funcție rapidă către un marcaj vocal, poți să notezi și asta, dacă vrei să ții un jurnal foarte detaliat al zilelor tale. Iată așadar cât de multe poți să faci cu o brățară accesibilă, foarte accesibilă, mai ales că e lansată de multă vreme. Dacă o găsiți undeva pe stoc, mergeți și încercați-o. Și cred eu că poate să fie un accesoriu foarte interesant pentru voi sau un cadou foarte reușit. Un accesoriu așadar iată, foarte bun pentru orice Android, nu doar pentru Sony. Cam atât despre Sony Smart Band SWR10. Aștept impresiile tale despre acest gadget mai jos pe blog. Dăm un comentariu, un like, un share, un plus, un și un subscribe pentru că merit. Și până data viitoare, numai bine!